Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Deci cum scârție microfonul ăla, trebuie să rămână marca noastră înregistrată. Da, preiau iată în aceste momente rolul Vlad Petreanu. Bună dimineața. Bună dimineața, și... Vlad. Și mie că preiei rolul Vlad Petreanu și spui bună dimineața mie, adresează-te direct ascultătorilor. Nu ascultătorilor, eu speram tu să taci. Lasă-mă să depăn această știre. Dom'le, în România ar fi loc de dezvoltare, dar nici nu se vrea. Eu cred că sunt interese mari la mijloc. Categoric, da. De pildă la Buzău, unde primarul e în conflict cu buhaiul de baltă și poponetele, care se opun dezvoltării urbei. Buhaiul de baltă cu burta roșie, pe latinește Bombina Bombina, eu m-am îndrăgostit de el, vă spun după nume. E o broască ce atunci când e surprinsă de un prădător pe uscat, se întoarce cu burta în sus și simulează că a murit. Eu totuși nu înțeleg metoda asta. Păi nu e mai simplu să-l mănânci dacă nu se mai zbate? Da, se șcârbă. În plus, burta roșie. Ce semnalizează el cu burta roșie? Că e medium rare sau ce? Nu, e nasol. Deci, de asta. Practic, li se întoarce stomacul pe dos prădătorilor când îl văd și își văd de mers. Ok. E, dar cine este poponetele? Ar putea fi Codin Maticiuc, dar nu e el. E alt poponet. Ăla e poponețele. Ăsta e poponetele, okay. Fără țin. Ah, ok. Și ăsta, poponetele e denumirea populară pentru popândău. Probabil ești ceva regional. Parcă nu se râdea suficient de numele Popândău, acum îl fac de râs și mai mult, sau cum? Da, adică au dat în el puternic. E, care-i problema cu Bombina, Bombina și Poponetele? Ia. Aștia trăiesc în lunca Buzăului, iar lunca Buzăului a fost inclusă în situl Natura 2000. Iar aici, planurile de amenajare a unui lac sunt blocate din motive de protecție a ecosistemului. Primarul e furios, zice că lunca Buzăului a fost inclusă în situl Natura 2000 pentru că aici ar trăi buhaiul de baltă cu pete roșii pe burtă și poponetele, cum spuneam. Pe poponete însă nu l-a văzut nimeni. Zice, el ar trăi între două poduri de la Mărăcineni și Valea Pașii. Probabil el stând în galerii subterane nu prea dă ochii cu cercetași. E rușinos, mai ales cu lumele astea. Da. Și continuă primarul, zice că buhaiul de baltă, m-am documentat, trăiește în apă, nu pe uscat. Deci placul chiar i-ar prinde bine buhaiului. Știi? Da. Asta zice primarul din Buzău, Constantin Toma, pentru G4 Media. Se califică pentru rolul de Petreanu sau nu se califică? E, mai am de învățat, dar... Vlad, se califică pentru Vlad rolul de Petreanu sau nu? Luca? Da. Da, nu știu, dar eu am rămas cu o nedumerire. Deci cu buhaiul de baltă cu burta roșie care se întoarce pe spate când se simte în pericol. Da. Și înțelegem, adică domnul primar zice, domne, trăiește în lac. Nu, da. Trăiește. Dar în lac el când se întoarce practic cu burta în sus, înseamnă că înotă pe spate. Da, da, pe e adevărat. În caz de pericol, sau, adică cum devine treaba? Nu când iese pe uscat, că el din când în când iese. A, și pe uscat îi se face frică și pe uscat, acolo merge târșelita, așa, și dacă îl toarnă cineva, hap. Dacă vede ursul, se dă pe spate. Bine, hai că am lămurit-o și pe asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.